21 de ani, sunt student în anul 2. Îmi place foarte mult să fac mulți prieteni, să cunosc oameni noi și să comunic pe internet. Să ne spui ce s-a determinat să te înscrii. Bună seara! Numele meu este Manuela Mindu, am 49 de ani, sunt psiholog de la TV. Lucrez în cabinetul meu cu doamne și domnișoare care au această problemă, percepția corporală, imaginea de sine, stima de sine. Ca să pot să lucrez cu ele, a fost nevoie să lucrez cu mine. Deci sunt aici și sunteți alături de mine. Vă iubesc! Un meseriaș între ale cuvintelor, cu adevărat, Manuela, îți mulțumim, te-ai prezentat grozav. Zica, oh, doamnă Tudor, vă rog frumos să vorbiți și dumneavoastră. Ana Maria? Bună seara! Spune-mi ce te-a determinat să te înscrii, dacă ai emoții foarte mari sau mari? Foarte mari. Bună seara, mă numesc Ana Maria, am 24 de ani, sunt căsătorită, am o fetiță de un an jumate și m-am înscris pentru a-mi recăpăta încrederea în mine. Denisa, câți ani ai? 14. Unde studiezi? La școala Petru Dulfu. Ești o fată plină de încredere. Te văd așa pornită să câștigi, corect? Corect. Ține două, trei cuvinte despre tine. Câți prieteni ai pe Facebook? Nu știu. Sincer, nu știu. Milioane? Probabil nu știu. Ce zici? Ți-mi dau premiul pentru... O să fie sinceră. Cum doriți? Am 41 de ani. Foarte multă vreme am fost profesoară. Sunt managerul unui club și așa. O să continui să tutuiesc concurentele pentru mine sunt la fel de tinere toate. De ce ai venit la acest concurs? Am venit ca să demonstrez că și dacă avem peste 40 de ani putem să fim frumoase și dacă avem 4 copii și dacă avem nepoți. Ai nepoți? Da, voi. Să crească, să crească mari, sunt aici în sală, adică, mă rog, prin zonă. Nu, sunt plecați în străinătate. Le-ai spus. Bine v-am găsit. Mă numesc Iftime Renata Minodora, am 21 de ani, sunt elevă în anul 1 la școala post-liceal sanitară Carol Davila. Să zic așa, este absolut fermecătoare, dacă știe să iasă în valoare. Renata! Aplauze pentru ea! Concurenta cu numărul 13. Mă numesc Cristiana, sunt în clasa 8-a, am 15 ani și îmi place foarte mult muzica, dansul și pictura. Sunt concurs, zic eu. Mă numesc Romea Codrina Ioana, studentă la Facultatea de Litere și... Că și eu era să cad de vreo două ori. Bună seara, îmi cer scuze pentru intrarea nu tocmai grațioasă, dar treptele astea ne cam dau de cap. Bună seara tuturor, îmi pare eu nefiind adepta discursurilor. Vreau să vă spun că această campanie a fost inițiată pentru simplul fapt că și noi, femeile, cum sunt eu, cum sunt altele, cum ești tu poate, sau tu, sau chiar Ana, toate suntem frumoase, indiferent de formă, indiferent de înălțime, de statut și de culoare. Iarăși, noi prin această campanie nu am dorit să... Foarte bine! E musai să ai curaj, chiar dacă arăți perfect, asta sunt absolut sigură, să urci pe o scenă, să ai atitudine, ba să mai încerci să și câștigi simpatia celor ce sunt în juriu. Sau... Critice, să nu se critique oamenii. Oricare, oricum ar arăta, că este mai slab. Hai să ne spui, cum te-ai pregătit tu așa pentru concursul ăsta? M-am pregătit, adică tot a fost spontan. Nimic foarte special, puține probleme cu rochia, dar... Așa, hai ridică-te, hai să ne arăți rochia tot. Dar și eu vreau. Și acum o piruetă, să vedem și noi. Ți-a fost greu să o alegi? Da. Cât ai probat până ce ai ales una? Foarte multe. Foarte, foarte multe. Crezi că o să dai gata juriu? Crezi că o să dai gata juriu să câștigi? De ce nu? Care te schia tu, uite? Ce o să facă să câștigi? Zâmbetul. Zâmbetul și ochii. Păi, în primul rând, criticile oamenilor, că ești plăcuță, ești așa, nu ești ok, slăbește și ești plăcuță, în fine. Mă consider
vede foarte frumoasă, tocmai de-aia am venit la concurs, ca să arăt lumii că chiar dacă sunt un pic mai plinuță, sunt foarte frumoasă. Așa, ia hai să ne arătăm cu o piruetă. Când e vorba de probat rochi, că am văzut că ați întrebat înainte, am probat cred că peste 20 de rochi, până ce am găsit una care să fie cât de cât să-mi vină ok, ca să nu mă arate mai plinuță sau mai așa, ca să fiu eu. Nu, deloc. Deci mi-a fost foarte ușor ca să mă decid să vin la acest concurs. Considerându-mă o femeie frumoasă, m-am decis foarte ușor ca să ajung aici la încurajările prietenilor mei. Hai să alegi ținuta. Cum vă alegeți de obicei? Ce e ținuta? Bă, e greu. Ținuta... Așa, în general. Aleg, nu foarte greu, dar nici foarte ușor. Văd că v-ați materiat, v-ați... Da, așa îmi place. Eu așa consider o femeie să fie frumoasă în momentul când se îngrijește și are grijă de ea. Internet. Am fost sunată, am fost selectată și cu încredere am venit. Să sperăm că va fi și un auzit. Vreți noastră cu chiar o patrație? Avem și asta XXL? Chiar XXL? Nu, XL, da. Hai să zic așa puțin despre ținută, despre pantofi. Arătați-mi și pantofi. Cum voi așa cu pantofi? Cum voi ales cu pantofi? Cât ați încercat? Cum a fost? A, nu am încercat. De tânără mi-am plăcut pantofi. Am plăcut să fie un pic mai arătată, puțin mai aranjată. E bine, și dacă ai 40 de ani, și dacă ai 50, și dacă ai 60, trebuie să arăți bine în fiecare zi. Nu e neapărat nevoie să arăți bine pentru cineva special, să te simți tu bine în pielea ta. Ce ținută v-ați mai pregătit? Puteți să ne arătați și la noi. Ce v-ați mai pregătit, așa ca și alea cu seara? Ținute. Haideți să le arătați așa. Așa, ne-am pregătit ceva deosebit, ceva special. Vreți să le-ați mai gata cu ele? Cine gata cu seara? Să sperăm. Fiecare dintre noi speră să câștige ceva. Dacă nu câștigăm un premiu anume, cel puțin experiența și prietenia fetelor din jurul nostru. Condiția impusă de concurs, că am voie doar o ținută. Pentru mine asta este starea de a fi veșnic tânără și frumoasă. Vă reprezintă când să le ținută? Într-un fel, reprezintă atunci când este vorba de o ținută elegantă, ceea ce mi s-a propus. A fost o ținută care s-a acoperit puțin formele, să dau o anumită eleganță și prestanță adecvată vârstei și evenimentului. Am accesorizat doar pe pereche de sandale care sunt în trend și care pun probabil ideea de a fi trend. Dar cum vă trebuie să ne alegem o ținută de acolo, pe care și eu v-am putut dacă este o ținută. Și atunci am zis că o să aleg rochița asta. Așa, ia eu de acolo, să vedem și noi, spune-o pe lângă tine, să vedem se potrivește. Ce zici, se potrivește bine? Eu zic că da, că am și un piept frumos și atunci eu zic că o să fie bună. Vreți să pună valoare? Să sperăm că da. Să vedem ce o să spună designerul care o să comenteze. Ce vă reprezintă așa din tot ce vedeți aici? Ce credeți că? Ceva elegant. Așa. Ceva frumos și elegant. Bun, ia luați acolo să vedem ce mi s-ar potrivi, ce va sta bine. Asta credeți că o să impresionează? Cred că da. Culoarea, ce vă place așa? Combinația de roz cu negru, dă o eleganță întotdeauna, în fiecare seară. Oricum, Denisa este foarte... Am greșit și eu? Nu am greșit. Nu știu că am memoria așa de scurt, dar am o vârstă la care deja nu pot să ai pretenții de la mine. Denisa, structură, știu, nouă structură, un look angelic și țin să vezi lucrurile acestea. Rochia pe care ai ales-o nu este tocmai potrivită siluetei tale, pentru că cea de pe tine este cea corectă.
o pot asemăna cu Jack Ionasis, așa după... Te supără, nu? Deci, tu trebuie neapărat să schimbi croiul hainelor pe care le porți. Nu te avantajează. Practic, tu trebuie să începi cu crinul, crinul să vină exact de sub post. Și nu să vină mulat pe talie. Pentru că asta ți-a schimbat anatomia. Era mea. Îți vine ce alegi. Dacă nu-i place nimic, nu alege nimic. Atunci știi cum trebuie să procedezi? Ca și Marilyn Monroe, un strop de Chanel 5, dragă. Pantaloni? Da, pantalonii sunt o alegere foarte bună, mai ales că sunt o alegere tipică pentru că te robă auzită de romențiene. Pantalonii drepți, să nu uităm. Nu-i rău? Nu-i rău. Da, da, foarte dacă avea și un decolteu, eu te-aș mai invita așa două ori. E ok, are acum un decolteu destul de generos. Mulțumim! Româncă, nu? Nu e româncă. Da, eu zic că îi se potrivește foarte bine proiectul acesta și oprit și culorile și e tot mai bine pentru o seară romantică. Poate totul nu ar merge neapărat, aș pune altceva, să rog, ești foarte bine. Bărbații, ce spun? Da, susținătorii ei în spate cu pancarta, Alexandra. Două la preț de una astăzi, da? Numai care asta mă avantajează. Și dacă aș avea opțiune, aș opta pentru o pereche de pantaloni și această blusă care vine puțin mai lărguță. Și eu zic că ai greșit. Îmi cer scuze. Minadorai, să pun pe al doilea nume, eu zic că cel mai bine avantajează astfel de rochii, vin foarte bine pe tine și o bluză cu elastic în care nu te avantajează absolut deloc. Bine, mulțumesc! Că știi că ești o față foarte frumoasă, foarte isteață, să știți, doamnelor și domnilor, că este o șoc din tăreață foarte bună din muzică populară. Mm! Și o punem să cânte în seara asta puțin. Punem să cânte în seara asta, da. Acum ne spun, deci... Ai niște picioare foarte frumoase, cred că tine atât ar fi invidioasă pe ele, cred eu. Și de altfel, eu zic că ești foarte bine și ați bine pentru schimb de mine. Mulțumesc! Fetelor, vă mulțumim! Pentru că până acum, sincer, nu s-a organizat, din câte știu eu, nu s-a organizat un astfel de eveniment. Este o emisiune pe un post internațional de televiziune în care se pot urmări femeile cu forme frumoase, care nu intră în prototipul mediatizat de presă. Iar eu m-am gândit că o astfel de acțiune, care are ca și scop schimbarea mentalităților și percepțiilor și aducerea unei noi ere, pentru că nu ne mai dorim să se gândească nici comunist, nici mediocru, ci cât mai liber. Iar în această seară veți vedea schimbări, să sperăm că vor fi. Știrile cele mai tari din Maramureș. Am găsit două victime. David Fulger, în stoc. Reale, șocante și necenzurate. Hai, este, nu mai este și gata. Știrile care te vor marca zi de zi. Știrile pe care le afli mereu primul. actualmeme.ro Mereu primul.